Primăria municipiului Giurgiu s-a aflat de această dată la a treia sa participare în campania Ora Pământului. Anul acesta, pentru prima dată, am extins paleta acțiunilor dedicate acestui eveniment mondial. Am încercat să popularizăm mai mult ideea de datorie a fiecăruia dintre noi de a economisi rezervele naturale. Anul acesta, manifestările cuprinse în campania Ora Pământului au fost extinse. Primele acțiuni au avut loc încă de vineri, 30 martie. În seria acestor manifestări s-a înscris și simpozionul desfășurat vineri la Centrul Cultural Ion Vinea, în prezența a circa 100 de liceeni din municipiu, cu care s-a discutat despre importanța fiecărui gest mărunt, al ușor și simplu pentru fiecare dintre noi, prin care ajutăm planeta să supraviețuiască în condiții mai bune. Acțiunea de astăzi face parte din manifestările dedicate Orei Pământului, manifestări care se desfășoară la noi în oraș pe parcursul a 2 zile. Astăzi a fost o dezbatere pe tema Pământul nostru, ce facem cu el, să sărbătorim Ora Pământului. Participanții au fost elevii și profesorii Colegiului Național Ion Maiorescu. Evenimentul fiind organizat de Primăria Municipiului Giurgiu, în strânsă colaborare cu Centrul Cultural Ion Vinea.